nou la Londra, unde vedem imagini în direct. O vedem pe ducesa Kate Middleton și Camilla, soția prințului Charles, despre care se spune că ar putea fi viitoarea regina Regatului Unit, deoarece prințul Charles va fi cel care va moșteni corona britanică, deși ne reamintim cu toții că au fost foarte multe discuții dacă William va fi următorul la tron, dacă Charles îi va preda acest rol sau nu. Charles, un mare iubitor al României, poate cel mai bun ambasador pe care țara noastră l-a avut vreodată, va fi cel care îi va lua locul reginei. Dar nu vorbim despre asta acum. Sunt 96 de ani aniversații în curând, dintre care 70 de ani de domnie. Regina ales, Elisabeta a doua, avea 25 de ani. Vă reamintesc în momentul în care a urcat pe tron după moartea tatălui său. Sunt mesaje emoționante și vedeți acum în imagini balconul de la Buckingham, celebrul balcon, de unde regina va rosti un discurs pentru zecile de mii de oameni, poate sute de mii de oameni care sunt în Londra în aceste momente. Nu sunt doar britanici, sunt oameni veniți din toată lumea pentru a asista la un moment istoric. Un moment istoric a fost și transmisiunea în direct pentru prima oară în coronarea reginei. A fost evenimentul cu cea mai mare audiență la acea oră și care probabil că a schimbat și televiziunea. Revin la colega mea, Ana Iorga, este la Londra printre norocoșii care asistă la acest moment istoric. Ana, cum e atmosfera acolo? Bună ziua, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Să știi că, deși până acum era foarte mult entuziasm, toată lumea se foia, văd foarte multă rezervă acum și toată lumea destul de liniștită, atentă. Deja s-a umplut terenul din fața noastră, din fața clădirii gărzilor călare ale reginei, s-a umplut de soldați călare, de infanterie, am văzut și artileria regală prezent aici. E un moment de liniște, cred că din moment în moment se așteaptă să vorbească și membrii familiei regale pe celebra arteră The Mall. E impresionant să vezi aproape costumele, întreaga defilare, prezentarea steagurilor, pentru că, de fapt, despre asta e vorba în această paradă simbolică. Trooping the Colour înseamnă prezentarea steagurilor regimentelor din garda reginei. Era un obicei foarte vechi, are aproape 300 de ani și avea o menire utilitară la început. Pur și simplu trebuia să știi steagul celuilalt ca să vezi dacă faci parte din același regiment și asta era foarte utilă în război. Bineînțeles că nu are acest rol acum, ci e doar o ceremonie foarte importantă la care regina de altfel asistă an de an, pentru că este a doua ei aniversare în iunie, ziua reginei este pe 21 aprilie, este o sărbătoare oficială importantă atunci, dar este și în iunie o sărbătoare publică, populară, pentru că vremea e bună, e deja vară și toată lumea se poate bucura și poate participa la garden party-uri și la picnicuri. E cu atât mai importantă această sărbătoare anul acesta pentru că avem 70 de ani de domnie. Vă spuneam, așteptăm acum, pentru că din moment în moment ar trebui să sosească membrii familiei regale. Vorbim aici despre prințul Charles, prințul William și prințesa Anne, fiica reginei. Ei vor sosi călare și vor fi primii care vor ajunge aici și se va intona imnul God Save the Queen. Regina ar trebui să sosească ultima, așadar după ei, din primele noastre informații și din informația transmisă oficial de Palatul Buckingham, ea ar trebui să sosească într-o sură. Vom vedea dacă se întâmplă așa de-a lungul anilor. Ea a stat în picioare, a salutat militarește, este singurul șef de stat din ultimele decenii care a făcut acest lucru, singurul șef de stat femeie, important de precizat asta. Ea va veni într-o sură, probabil anul acesta, o trăsură trasă de o pereche de cai gri. Vom vedea dacă așa va fi până la urmă. Va ajunge în punctul în care ne aflăm noi, în fața clădirii gărzilor călare și, de asemenea, vor fi și ceilalți membri ai familiei regale care vor apărea direct în balconul acestei clădiri impunătoare, care este exact față în față cu Palatul Buckingham. Vor fi acolo ducesa de Cambridge, alături de copii, George, Charlotte și Louis, soțul prințesei Anne și, de asemenea, soția prințului Charles. Vă spuneam că există și o mascotă în intervențiile anterioare și chiar am văzut-o pentru că a sosit printre primii cățelul care este mascota gărzilor irlandeze, un cățel alb foarte frumos care mergea foarte mândru și a intrat chiar înaintea soldaților călare. Vom vedea ce se întâmplă. În acest moment nu se intonează muzică militară, este foarte solemn acest moment, foarte multă liniște, mi-e și jen într-un fel să vorbesc aici, pentru că toată lumea are ochii atintiți spre ce se întâmplă și intuim că din moment în moment va apărea regina, vor apărea
altețelelor regale înaintea ei. Este o pauză, toată lumea stă drept, aliniată. Vă imaginați câte pregătiri pentru acest moment absolut extraordinar. Mulțumesc, Ana! S-au făcut pregătiri în ultimele zile. Revenim la tine în foarte scurtă vreme.